Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Suntem la șantierul domnului Armenian. Uitați ce au săpat băieții acolo. Cât a reușit să sape. Le zici că vor să dea de petrol. Încă n-au autorizația pentru bloc, pentru acel complex, dar ei sapă și toarnă betoane. Am profitat că a dus vântul plasa de protecție, ca să vă arăt ce minune e aici, cam ce hal de lucrare. Și urmează să fie săpat tot. Tot. A luat vântul, că a fost cam vântoasă zilele trecute povestea asta. Așa este. Așa arată terenul de la complexul Gloria 8. Aici vor fi cele trei blocuri frumoase, câteva sute de apartamente, până în 500 de apartamente, nu mai multe. Au săpat cât pentru... cât trebuie au săpat. Ia să vedem ce este aici. De lumine și subsol cu funcțiunea de parcare, sistematizare verticală, organizare de șantier. Ca să ne înțelegem, da? Damiana, frumos. Mare până 2023. Dar până acum au săpat, au zăpăcit. Și ca să ne înțelegem cum se face treaba, da? Cam așa. Au săpat de încă un bloc cu 4 etaje. Ăla e cu 4 etaje, îl vedeți. Iar ei au săpat încă de 4 etaje. E bine. E bine. Frumos, elegant, liniștit. Pe acolo sunt rabele cu, ieșeau rabele cu, și intră rabele cu pământ, și intră rabele cu ciment. E bine, e bine. Mai facem un turișor așa, să prindem exact. Ca să vedeți diferența între, adică să puteți face o comparație între blocul din față și ce e aici. Cam așa se pune problema. Deci asta e parcare făcută pentru viitorul cartier, nu pentru viitorul cartier, viitorul complex. Nu e pentru așa că fac eu parcare, drăgălași. Și o să urmeze, bineînțeles, și autorizația, nu? Pentru cele trei blocuri. Poate să cânte oamenii din zonă cât vor vrea să cânte. Am făcut filmulețul ăsta tocmai ca să avem o amintire. Sunt la marginea gardului, se vede gardul. Ăla e blocul din față. Dacă o să mai vedeți, domniile de voastre, vreun bloc din fața Consiliului Județean, acum să se mai bucure oamenii de soare, că cam gata cu soarele. Cam s-a terminat. S-a cam terminat. Au făcut băieți o lucrare bună, profesionistă. Au săpat, au rupt. Au turnat la betoane. Corect, până acum. Vom vedea ce este. Au băgat ceva fier, nu? Da. Au băgat. Și asta va fi prelungită până în capăt, încolo. Toată lumea vine să uite la geam, la marginea șantierului. Toți însă minunează ce e acolo. Numai autoritățile noastre nu sunt foarte interesate de ce se întâmplă. Cum reușim să bage prostia asta în trotuar? Bă, nici trotuar nu mai avem voie să avem acum. Că trebuie să dăm totul domnului Armenian. L-o fi mutat vântul. Posibil. Bună ziua! Bună ziua!
E gata, e pentru blocuri. Da, da. Dar aici parcă erau niște morminte. Nu, adică nu suntem acestea morbini. Puteți vorbi, nu-i nicio problemă, vă rog. Erau niște morminte aici, dar... Nu știu despre asta. Chiar n-am nici cea mai vagă idee. Da, este de lucru aici, e, este treabă. Au, fier, au tot ce trebuie, au, e, poți să aibă de lucru. Ați văzut cam care este nivelul săpăturii și nivelul betoanelor. Și încă urmează să se toarne. Încă urmează să se toarne. Chestia să se împlace cu 5 km pe oră, viteza maximă admisă. Unde? În șantier? Da, doamnelor, domnilor, ce pot să vă zic? O treabă bună aici se pune de o afacere serioasă. Domnul Armenean își vede în continuare de treabă, n-are niciun stres. Nici n-ar avea de ce. Ia uitați ce frumos acelea. Răsplătește-ți reușitele. Gloria8.ro. Apartamente recomandate de succes. Normal. Mega succes. Au luat și o bucată din această prea frumoasă parcare. Au desfințat bordurile și au făcut ieșire frumos pe aici. Aveau ieșire pe acolo până se vede grupul ăla de oameni. Au și două, au intrare pe acolo. Au intrare și ieșire și pe aici, că nu e așa. Dacă tot o facem, să o facem ca lumea. Ce rost avea să mai facem parcări pentru cuplată? O contează. Asta e important. Să iasă bani. Răsplătește-ți rezultatele. Răsplătește-ți reușitele. Da. Doamnelor, de aici din prea frumosul edificiu, care va fi mai înalt decât Consiliul Județean, clădirea Palatul Administrativ, clădire abandonată după incendiu, și simbol la urmă urmea Sucevei, a venit domnul Armenean, a schimbat arhitectura. Fericită, domnul Armenean, asta înseamnă să ai succes. Sper că v-ați răsplătit reușitele cu un concediu frumos, cu niște zborări frumoase. N-am nimic cu domnul Armenean, nicio problemă, dar nicio dezbatere reală n-a avut loc referitor la acest complex. S-a dat drumul, s-au speculat găurile din legislație, efectiv asta s-a făcut, s-au speculat gărul din legislație. Ați văzut dumneavoastră ce se face acolo? Se face o, așa, un fel de parcare, un fel de, ca și cum, așa, o parcare așa. O vom vedea la ce o atașăm parcarea. La niște trei blocuri, câteva 500 de apartamente, să fie bine, să nu fie rău. Îmi pare rău pentru oamenii din zonă. Asta e, dragilor. Asta e țara, ăștia sunt oamenii. Sănătate maximă. Nu uitați, ca de obicei, cum vă spun, sus inimile.